altă cutie, alt unboxing. De data asta este o cutie de testare. Eu și detergenții din comerț m-am gândit să testez detergentul Lenor. Poate că mulți dintre voi ați auzit de Lenor în varianta balsamului de rufe, pe care toată lumea l-am folosit. Dar Lenorul are și alți detergenți pe lângă balsamul de rufe. Și asta este o cutie BuzzBox pentru testare. De la BuzzBox. E foarte grea. Așa că vă arăt. E destul de greu de ridicat. Bun. Așa. Da. Wow! Ce faină e ambalată ca toate. Asta mi-amintește mie de altceva. De celebra hârtie de indigo din timpul școlii. În perioada matusalemic în care făceam clasele primare. Așa, curățenie în profunzime și parfum intens cu Lenor. Balsamul tău perfect are acum perechea perfectă pentru îngrijirea hainelor. Noul Lenor detergent. Dacă iubești inețile miresmate sau nopțile cu parfum de prospețime, acum le poți oferi hainelor tale și curățare în profunzime de care au nevoie. Așa. Lenor. Câteva pliante pe care o să le împart la prieteni și cunoscuți. Avem un ghid de bază. Deci va trebui să-mi spun părerea și în scris pentru cei de la Lenor în legătură cu produsele lor. Și să vedem ce ne-au trimis aici. Astea sunt mostre de detergent, câte una, în fiecare ar trebui să fie 10. Da, toate sunt cu același, sunt la fel parfumate. Spring, parfum de primăvară. Bun. Lenor Gold Orhid prospețime orhidei aurii. Să văd cum miroase. Da, și sesizat chestia asta, absolut toată lumea, prima dată când pun mâna pe un produs, în general un produs de curățenie, un produs de frumusețare, un produs bun detergent, un săpun, primul lucru pe care îl faci, te duci la nas, este primul impact. Miroase tare bine, este pentru 18 spălări. Și asta merge mână în mână cu detergentul pentru rufe colorate. Să vi-l arăt și pe ăsta. Așa, să îl vedeți mai de aproape. Capsule, 15 capsule, curățenie, prospețime și catifelare. Se pune o capsulă în mașina de spălat. Iar mă norocesc că eu și deschisul capacelor, logic, nu? Îmi dau senzația tare ciudată, gelatina asta din care sunt făcute capsulele. Procter & Gamble. Dar sunt interesante. Două culori. Super faine. Iar asta cred că știe toată lumea. Pentru că se găsește și în comerț. Prospețime de primăvară. Ia uitați. Și asta e la 1 litru, 33 de spălări. Mie îmi plăcea tare mult, oricum.
tipologia asta de proaspăt. Și all-in-one, pot, detergent și cu balsam, da, partea albă este balsamul. Asta merge și pentru rufe albe. Capsule de detergent lichid pentru rufe. Cam atât. Asta e cealaltă cutie cu capsule. Tot la fel arată, doar că miroase altfel. Miroase proaspăt, da. L-am văzut în foarte multe magazine, deci de asta probabil că multe dintre voi îl știți, poate multe dintre voi îl și folosiți. Și un prosupel, are și agățătoare, un prosupel tare fain din bumbac. Nu prea înțeleg eu ce are pe aici. A, niște scalme. Prosupelul Lenor. Super fain, asta e să-l pun fiică-mi. Să fie tare încântată că e un prosupel mititel. A fost cutiuța. Eu o să le testez, mai ales că am rămas acum fără detergent. Și o să testez și minunățile astea. Ce asta este pentru rufe colorate și asta merge pentru rufe albe. Și vreau să îmi spuneți în comentarii cam ce tipologie de balsam de rufe folosiți. Ce tipologie de detergent folosiți în mare parte? Sper că domnul YouTube să mă lase să am comentarii și să putem să împărtășim măcar de data asta câteva idei drăguțele despre detergent, despre spălare, despre haine albe, colorate și așa mai departe. Ce vreau să vă spun în clipul ăsta? Am avut o discuție cu un domn care se ocupă de mașinile de spălat, de uscătoare, de haine și așa mai departe, de la Arctic. Și domnul respectiv mi-a spus așa, sfatul ăsta și a spus un domn tare drăguț în discuția pe care am avut-o. Nu pentru că aș fi avut nevoie, la mașina mea ne-am întâlnit întâmplător și mi-a spus următorul lucru. Niciodată să nu punem în mașina de spălat mai mult detergent decât este trecut în cadozaj pe cutia de detergent, de producător. La fel și cu balsamul de rufe. Pentru că se produce mai multă spumă, pentru că mașina respectivă are nevoie de mai multă forță ca să învârtă rufele alea și nici nu o să spele așa cum trebuie. Deci, cu cât este mai puțin, cu atât este mai eficient, se pare că, din discuțiile și sfaturile pe care mi le-a dat. Și am zis să vi le spun și vouă, ca să știți. Din când în când, câte o spălare acidă, sper să fac și clip și cu cum spăl eu mașina mea de spălat, în așa fel încât să se curețe de toate impuritățile și depunerile. Și concluzie. După ce o să le testez, o să vă și spun concluzia mea. Ideea este, pe ăsta deci l-am testat pe parcursul timpului, deși este nou.